Abi, mie mi s-a spus la începutul emisiunii că sunt deșteaptă. Și stăteam și mă gândeam așa, stai okay. Să dacă pe vremea mea când am făcut școala, aș fi făcut un MBA, dacă exista o academie MBA pentru copii, tu stai seama ce strălucită eram acum? Copii... Tu stai seama, tu ce fel de școală ai făcut? Copii blonzi sau bruneți. Spune. Eu am făcut asta o școală cu și blondele normală. Gândesc. Exact. Dar ce înseamnă o școală normală? Nu știu, o școală în învățământul tradițional. Uite, mie tocmai ce se întâmplă acum nu mi se pare normal. O școală normală trebuie să te învețe cum să gândești, nu ce să gândești. O școală normală trebuie să te ajute să-ți găsești vocația. Există așa ceva? Ei, bine să știi că există. Ok, bravo. Aplauze, aplauze, confeti. Răzvan Vasile este alături de noi. Există așa ceva? Felicitări pentru prima Academie MBA pentru copii. Și am auzit că a fost un val de înscrieri. Mulțumesc foarte mult. Da, suntem noul fenomen. Un fenomen. Așa se spune. Doar și copiii ar trebui să fie un fenomen, nu? Să devină un fenomen. Toată lumea copii sunt fenomen. Fenomen. Și copiii și noi și toată lumea suntem fenomene. Doar că noi nu ne-am descoperit. Suntem ca acea lampă a lui Aladdin care trebuie să o freci, să o mângâi, să te rogi ca să-ți iasă spiritul care ești tot tu, de fapt, adevăratul tu. Noi avem niște măști sociale, ne uităm în niște oglinzi, așa sunt și copiii de azi. Și noi suntem un fenomen pentru că, de fapt, părinții sunt promotorii înscrierilor la noi. Ce e diferit la voi față de... Totul. Învățământul totul este diferit, totul. În primul rând, învățământul de azi te îndrumă spre trecut. Corect. M-am uitat la un studiu internațional și vreau să vă spun o meserie a viitorului, apropiat, culmea. Vorbeam noi de meserile viitorului exact. Chiar ieri. Deci pe mine m-a șocat. Avocat în drepturile roboților. Hai să ne gândim. Am bifat deja prima parte. Am terminat dreptul. Trebuie să mai învăț și drepturile roboților. Dar cât de SF sună și este atât de aproape. Este atât de aproape, da. Și acum să ne gândim ce studiază un copil la școală. Personal, care sunt jumătate australian, jumătate român, după o perioadă lungă de timp în Australia, m-am întors în România cu speranța să văd multe schimbări. Am văzut și schimbări pe partea pozitivă, dar am văzut și stagnări. La școală nu te învață cum să înveți, în primul rând. Nu te învață cum să citești efectiv. Nu te învață cum să mănânci sănătos, cum să faci sport, cum să comunici. Sunt multe, multe aspecte trebuie pe care... Trebuie să te prinzi. Nici măcar atât. No. Cum poți să te prinzi ca și copil, ce exact. Înseamnă antreprenoriatul sau cum să creezi o afacere? Să nu mai spun un startup, să nu mai spun un startup de miliarde. Da, da, acum mi se te întreb, Răzvan, ce fel de școală ai terminat tu? Ai făcut o școală tradițională, o școală privată? Am făcut o școală tradițională, dar cea mai bună școală pe care am făcut-o eu, și o să vă dau și background-ul meu complet, vreau să sar la cea mai importantă școală care am făcut-o. Este școala de a fi aruncat în lumea afacerilor. De la vârsta de 17 ani, eu am creat primul soft din Europa Centrală și de Est de management al afacerilor. Singurul software, da. Soft. Care și vorbim cucerit... de management, care, prin definiție, oamenii se gândesc... Software de management, de contabilitate, de HR, uh-huh. De... Da, ai nevoie de un soft, chiar okay. Dacă e resursa umană acolo. Dar... Și gândiți-vă că eu știam, la 17 ani, sunt destul de în vârstă totuși, știam să dau drumul unui monitor și să-l închid. Aia a fost primul lucru care am învățat, la 17 ani. Și de aici, până într-un an jumate, cât a durat acest proces de a crea un software, nu vă explic câtă muncă. Deci, dar a fost ceva ca o atracție. Deci nu a fost, a fost ceva divin. Pentru că de la zero la infinit unde m-am dus, deci într-un an jumătate raportam la bursa din New York situația liderului mondial în construcții. Și atunci erau cu dischetele acelea mari, dacă vă imaginați. Foarte greu să creezi software. Acum e ok. Deci asta a fost prima mea școală. A trebuit să fiu un antreprenor de mic. Când nu exista în România așa ceva. Cred că am creat printre primele 100 de firme care au fost create în România, au fost create de mine. Și asta m-a propulsat în timp să devin CEO al unor foarte mari corporații în lume și după care m-am întors în România. De și am descoperit. Din motive și personale și din faptul că am găsit o limită în Australia. Am găsit o limită pe care eu n-am mai vrut să o accept. Uh-huh. Eu fiind și mai old school, sunt în trend, dar și tot mereu old school are locul lui. Da. Și asta facem noi cu copiii. Pe copii învățăm că, de fapt, deschiderea este totul. De exemplu, învățăm ce faci ca să ajungi la succes și ce faci, ce se întâmplă de nu ajungi la succes.
Și aveți materii, cum este structurat un an școlar tradițional? Da, deci asta, pentru că fetița mea are 4 ani, chiar mă gândeam, Doamne ajută, mulțumesc mult, chiar mă gândeam la 6 ani, mă gândeam la o școală privată, mă gândeam la un sistem Montessori, adică aveam mai multe idei în cap, nu școala tradițională. Și eu noi suntem complementari, să spunem. Complementar. Da, asta vreau să te întreb. Cum funcționează această acum academie? Deci, între 6 și 18 ani, exact intervalul ăla, exact, de când de la clasa 0, practic, da, acum, da, 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 clasa 1, clasa 2, până clasa 12. Bun. Cum funcționează scrierile? Deci, ideea este MBA. MBA înseamnă Master of Business Administration. Ideea a pornit de la a învăța copiii să aibă o educație financiară, să creeze o afacere, să aibă educație de antreprenoriat, să ducă un startup de la idee la vânzare, să facă marketing, PR, comunicare. Apoi am stat și m-am gândit, Master of Business Administration, să fii maestrul administrării unei afaceri. N-ai cum. Dacă tu nu știi să-ți administrezi și nu poți gândurile, emoțiile, comunicarea, cum, viața în general. Și atunci am mutat în spate aceste cursuri și am pus în față cursuri de mentalitate, cursuri de leadership, cursuri de inteligență emoțională, de bune maniere, asta, care nu le mai văd în jur. De inteligență emoțională, da, exact. Și de bune maniere și de etichetă, răspunsul, foarte important. Și am pus și arta comunicării și dicția, pentru că, iarăși, este foarte important să știi să comunici. Dacă vă uitați în jur, orice se întâmplă din cauza lipsei de coordonare a emoțiilor și de controlului comunicării, da, între, da, oameni. Exact, exact. Această academie funcționează ca o școală pe care o faci în locul școlii tradiționale sau o faci adițional? Adițional, absolut. O faci adițional, absolut, da. Matematica, chimia, geografia, istoria rămân. Da, da, uite, asta e o parte bună, pentru că în cazul ăsta aș putea să-mi dau copilul la o școală tradițională, uh-huh, dar să mă asigur că printr-un MBA de genul ăsta, o academie de genul ăsta, copilul primește suplimentar, da, compensează lipsurile din, exact, școala tradițională. Exact, da. Și atunci cumva părintele e asigurat că e pe drumul cel bun părintele, dar copilul, dar și îl permite oricine, își permite oricine un astfel de MBA, pentru că sunt foarte mulți copii geniali condamnați cumva să stea în școala tradițională pentru că părinții nu își permit mai mult. Am avut o mare ambiție să aduc valoarea unei ore de MBA la nivelul unei ore de meditații normale. Și am găsit parteneri și am găsit sponsori care ne-au ajutat ca o oră de MBA să fie exact la fel cât o oră de meditație clasa 8-a pentru examenul de a noua, să spunem. Dacă... Deci este accesibilă absolut tuturor, cel puțin anul acesta 100%. Dați și burse? Asta a fost primul pas care l-am făcut. Am încercat să elimin un pic partea comercială la început, nu pentru notorietate, ci pentru a ajuta, pentru că am văzut ce se întâmplă și am emis zeci de burse sociale, gratuite, pentru cursuri. Și am rugat diverse persoane publice să mă ajute pentru a putea găsi oamenii care chiar au nevoie de ele. Copii care nu au posibilități, însă au mare capacitate intelectuală și își doresc să evolueze. Ca să participe la aceste cursuri, spre exemplu să zicem că este un copil de 13 ani, da, care ar vrea să se înscrie. Aceste cursuri sunt clasificate pe vârstă sau pe nivele de învățare? Adică cel de 13 ani va fi la același curs cu cel de 6 ani pentru că sunt la același nivel sau... Avem trei grupe de vârstă. Este obligatoriu să sincronizezi totul în funcție de vârstă și de capacitățile copilului. Mai facem niște evaluări. Avem trei grupe de vârstă între 6, prima, 6 și 10, 11 și 13, 14 și 18. Pe școala primară, școala gimnazială și liceu. Exact. Însă noi facem un assessment, facem evaluări copiilor și mutăm, pentru că sunt copii care sunt peste grupa lor, copii care încă n-au ajuns la, uh-huh, la limita grupei și așa mai departe. Deci îi facem assessment și în același timp ne fac și ei nou un assessment. E foarte important să-i placă copilului. Nu poți să forțezi niciodată și în special în acest tip de învățare modern pe care îl folosim. Câți traineri ai și cum ai reușit să instruiești? Pentru că neavând la rândul lor școala de care au nevoie, e greu să-i treci de pe tradițional pe zona asta modernă. Cum i-ai găsit? Convingere limitativă. Nimic nu este greu în viață. Viața nu e grea. Dumnezeu nu e rău. Banii nu se fac greu. Astea sunt niște convingeri, blocaje ale noastre. Eu fac mentoring de 16 ani și mi-am creat o proprie comunitate a mea personală de prieteni, uh-huh, de traineri, oameni care ne sfătuim și evoluăm. Și atunci, acum a fost momentul să ne unim
și să-i aleg pe cei mai buni. Cei mai buni înseamnă cei mai buni care pot lucra cu copiii. Nu e ușor să lucrezi cu copiii. Da. Trebuie să ai anumite ingrediente tu ca om și profesor să poți să transmiți și să fie primit de copil. Deci am creat o comunitate de traineri și am creat o comunitate de psihologi, pentru că eu am vrut neapărat copiii să fie asistați, iar părinții, pe baza acestor rapoarte ale psihologice pe care noi îi utilizăm, să afle lucruri pe care ei nu le știu despre copiilor. Da, dar și atunci nu se trădează cumva încrederea copiilor în psihologii cu care discută, dacă psihologii furnizează informații copiilor? E vorba doar de comportament, e vorba doar de limitele pe care le are fiecare copil. Dar gândește-te că tu îți dai copilul la psiholog, dar chiar și pe despărțire, un divorț, dar duci copilul la terapie. Tu trebuie să fii informat ca părinte, tu ești tutorele copilului, adică nu e ca și când... Copil. Ideea care este, noi trăim, avem orice o mare niște blocaje care vin din copilărie. Eu de fapt trăinuiesc părinții, apoi vin copiii și apoi iarăși părinții. Deci orice copil, și noi am fost copii, am preluat ceva din copilărie. Da. Aceste preluări au fost bune la vremea lor, au fost niște blocaje ca niște scuturi de protecție. Acum însă ne încurcă și ne țin pe loc. Convingeri limitative. Iar noi le deblocăm pas cu pas și avem nevoie de psiholog. De ce? Pentru că orice convingere limitativă îți devine o frică. Iar fricile îți devin limitele tale. Corect. Și cutia de confort asta înseamnă. Nici măcar nu știu că sunt într-o cutie de confort. Nu că aș vrea să stau aici. Nu știu. Da? Și atunci când rup bariera și desrup fricile, când rup fricile, merg mai departe și am ieșit din cutiuța mea și văd lumea așa cum este. Vi s-a întâmplat vreodată ca să fie părinți care să își cumva, cred că e mult spus oblige, dar să fie foarte hotărâți ca ai lor copii să participe la aceste cursuri, iar copiii să n-aibă nicio legătură și să nu-și dorească. Le recomandați ca totuși să-i retragă? Nu, niciodată. S-a întâmplat, nu de multe ori, dar s-a întâmplat. Dar de cât timp este această academie? Că nici n-am vorbit. Noi am făcut minuni în 3 luni. 3 luni? În 3 luni. Dar da? Totuși s-a întâmplat asta în 3 luni. Ați reușit să găsiți case. Toată această avalanșă de înscrieri, toată această nebunie în care noi am fost denumiți noul etalon, eu fac de atât timp. Lumea mă știe și de asta vreau să vă spun, echipa mea pe care eu o folosesc la Academie este formată doar din copiii care au încheiat Academia până să o înființăm așa cum este acum. Deci lucrez doar cu copiii mei, cum ar veni. Da, avem de 14 ani, de 15 ani. Avem, noi suntem acum grupul nostru operațional al Academiei, nu vorbesc de traineri, vorbesc de operațional, e format din 8 copii. Cel mai în vârstă are 20 de ani și sunt foarte simpatici. Și eu mă mențin lângă ei. Bineînțeles, e o atmosferă fantastică să lucrez și cu cei care mici. Care e programul? După ce se întoarce copilul de la școală, e ca un after school? Am învățat un lucru în viață. Când propui ceva, o soluție, unei piețe, da, trebuie să o propui deja cu toate problemele rezolvate. Asta mă întrebam dacă ați făcut o cercetare de piață. Am făcut o cercetare, da, sigur că da. Sigur bănuiesc că da. Ești bun pe partea asta de marketing, de cercetări. Am condus de multinaționale pe plan și mondial. Și care e rezultatul? Adică, Făcut un program atât de flexibil încât noi începem luni la ora 9 AM și încheiem duminică la 9 PM. Nu și grupele cum le organizați? Că sunt copii care sunt între grupele 6 și... le organizăm în funcție de... Am făcut presondaj cu sute de copii, sute de părinți, am înțeles cum programele în mare și atunci ne-am acomodat după programe și am ajustat pe parcurs. Știți cum e în business, ca și în viață, prea multă gândire, prea multă planificare, prea multă de luni mă duc la sală, de luni, totul e de luni, dacă știți, în România, la noi facem totul pe loc. Gândire mai scurtă, planificare mai scurtă și începem acțiunea. Și ne-a ajutat foarte mult. De aceea, între ei, ne-am avansat atât de mult. Noi acționăm non-stop. Gândim 5% și acționăm 95%. Și în timp ai posibilitatea să mai ajustezi clase, ore, să muți. E vorba doar de jumătăți de oră care l-am mai mutat. Dar am prins exact, conform sondajului, orele și clasele care aveam nevoie pentru copii. Deci avem de dimineața până seara, de luni până duminică. Aveți... care-i feedback-ul copiilor? Copiii sunt... Sunt foarte, încântați? Da, foarte încântați. Păi, o să vă invit să vă uitați. Am făcut o simulare. Cum decurge o clasa noastră? Am făcut simularea pe clasa de mentalitate de succes. Okay. De educația succesului. Și veți vedea acolo ce subiecte, cum le facem și
ce așteptăm de la copii și ce învață ei de la noi. Foarte important. Toată lumea ne întreba și atunci am pus la dispoziție un video, doar cu mine, fără copii, adică copiii nu există în video, unde veți putea vedea exact toate subiectele. Este o chestie absolut unică. Când merg la școală, în învățământul tradițional, povestesc celorlalți povestesc, colegi de da. Ce se întâmplă? Povestesc pentru că pentru ei a devenit o afacere. Da, noi, au idei de business deja? Păi vorbim de business, bineînțeles, au început afaceri online. Chiar aseară am avut doi copii cu care am demarat faza a doua a proiectului lor online. Care este cel mai mic deținător de business? Am un copil foarte simpatic, care este mare vânzător deja de încălțăminte sport, pe care o importă, ține stocuri. I-am explicat că e mai bine să facă online fără stocuri, fără... Da, 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 asta e viitorul acum. Exact, exact, să evite gestiuni. Mm-hmm. Precomandă. Asta îmi place mie, m-ai învățat să fac ceea ce îmi place. Ok, bun. Faci... Și câți ani are? Are 11 ani. 11 ani. Da. Are voie, am 11 ani ca și când e în vârstă. Are voie să greșească, are voie să... Exact, asta spuneam, acționez. Are timp să... Și ai timp să corectezi. Da, purtam o discuție cu prietenii, prieteni de familie și vorbeam așa de zona asta de business, că vin din spate foarte mulți copii, tineri, până în 20 de ani, cu idei geniale de business, cu foarte conectați la partea asta, la digitalizare, pe zona de IT, pe foarte, foarte buni. Și ne gândeam că noi am ajuns la o vârstă, ne mișcăm mai greu. Asta e și ideea unui MBA pe care tu l-ai gândit. Nu există, am ajuns la o vârstă. Da, asta e, ca să poți să faci din timp, să atingi potențialul maxim din timp, să ai o afacere de succes la 20, la 30 de ani, pentru că mai sunt unii care își fixează un target, eu la 50 de ani sau la 60 de ani, când o să ies la pensie, vreau să am două case, un business așa, sau să fiu milionar. Nu, poți să fii milionar la 30 de ani, la 20 de ani. Poți să fii milionar la 15 ani, adică, există și cazuri. Fără sacrificii foarte mari, pentru că dacă faci o astfel de școală, ți se schimbă gândirea complet, nu mai ai blocajele de care vorbeai și poți să ajungi la niște performanțe extraordinare într-un mod firesc, exact. Fără un efort uriaș. Știți că e primul pas e să înțelegi că în jurul tău, exact ce vorbeai despre tehnologie, există resurse enorme. Oamenii nu știu, nici noi nu știm, toți, nici copiii, bineînțeles, câte resurse au în jur. Ăsta este primul pas către succes, să-ți poți exploata toate resursele. I-am dus odată pe niște copii pe câmp, după ce făcusem această experiență cu fata mea, și am spus, asta e un bolovan, vă rog să-l mutați, greu, utilizând toate resursele din jurul vostru. Și nu l-a sărit nimeni? Nu, trebuie să-l mute, nu au reușit să-l mute, s-au chinuit, s-au transpirat, s-au mai zgâriat și n-au reușit. Ce n-au făcut ei? Nu m-au rugat pe mine să-i ajut. Eu îl împingeam imediat. Asta a fost ideea. Învață să-ți utilizezi, să-ți exploatezi toate resursele. 2. Fii disciplinat. 3. Acționează. 4. Ai integritate. Știi ce înseamnă integritate la MBA Kids? Să nu-ți furi propriul tău succes. Dacă eu vreau să devin antreprenor tânăr și vin acasă și stau la televizor, stau pe jocuri, stau pe PC sau ce fac și am pierdut 4 ore, mi-am furat 4 ore ale succesului meu. Este foarte important să înțelegi că timpul e o resursă, da? Și că tu trebuie să ai un obiectiv. Prima schimbare a copiilor pe care am făcut-o la MBA Kids, nu disciplina, ci setarea de obiective. Și știi ce înseamnă obiectiv? Mi-a spus un copil, vreau să am bani mai mulți. Și am spus, câți bani ai la tine acum? Eu sunt un duh al lămpii, da? Uh-huh. Eu sunt universul. Câți bani ai acum? 100 de ron. Și am dat un ron. Ai mai mulți bani acum? Da. Îți convine? Nu. Păi n-ai setat corect obiectivul. Trebuia să spui exact cât îți dorești. 1 milion de ron. El a spus că vrea doar mai mulți. Este o mare strategie să setezi obiective, să ai direcție, să faci totul matematic în ceea ce setezi. Da, uite că vorbeam de convingerile limitative și asta cu banii sunt ochii dracului, banii ne aduc fericirea, da. Banii nu... Bogații sunt nefericiți, da, mai bine sărac și sănătos decât bogat și bolnav, dar nu poți să fii bogat și sănătos. Asta învață în a doua lecție copiii, nimic nu se exclude, succesul înseamnă un ansamblu, înseamnă sănătate, familie, bani, dar, fericire, da, tot. Asta spun, de succes, nu se exclude nimic. Banii ar trebui să fie un scop în sine sau... Nu, e abundența și succesul. Ai obiectivul, vreau să fac 1 milion de euro până la sfârșitul anului sau trebuie să fii, e ceva mai concret, vreau să fac 1 milion de euro ca să... Am asta absolut. Sau asta? Totul sau... e matematic. Totul e matematic. De ce, cât, până când? Poți, printr-o meserie vocațională, să faci atât de mulți bani? Întotdeauna faci bani prin meserie vocațională. Pentru că faci ceea ce îți place. Ce e mai frumos de atât? În momentul când faci ceea ce îți place, nici măcar nu consideră că muncești, nu consideră că ai pus efort. Vorbeam de meseriile viitorului. E clar că aceste meserii ale viitorului
îți aduc bani. De asta se numesc meseriile viitorului. Da. E clar că probabil vor fi meserii care vor dispărea. Și da, odată cu roboții și inteligența artificială și toate cele. Ce înveți la acest MBA? Cum te descoperi? Cum îți dai seama să, să ai un echilibru între meseria, vocația ta, talentul tău, pentru că sunt foarte mulți înclinați pe partea artistică, da? Și această afacere pe care trebuie să o faci, că practic tu ești produsul pe care trebuie să-l promovezi și să-l vinzi. Este foarte simplu. Copiii în ziua de azi sunt focusați pe a avea. Noi îi schimbăm spre verbul a fi. Când tu ești ceea ce ești, cine ești tu, te descoperi pe tine ceea ce îți dorești, ceea ce îți place. Schimbându-te pe tine, schimbi ceea ce este în jurul tău. Și atunci totul se atrage unul pe altul. Deci schimbarea se întâmplă în tine pentru a-ți apărea în exterior. Prima oară oferi și apoi primești. Deci asta e principalul, asta, da? Principalul. Dăruiești, primești. Absolut. Asta e caracteristica oamenilor bogați. Răzvan Vasile, mulțumim mult de tot. Principala caracteristică este să dăruiești și apoi să primești. Da? Ceva natural, ceva...